Cum a fost relația ta cu Gigi Becali când ai ajuns la Steaua? O relație destul de bună. Sincer, nu prea ne-am întâlnit de multe ori, pentru că dânsul nu prea venea pe la echipă. Poate de două, trei ori ce l-am văzut pe dânsul în jurul echipei. Nu a fost, zic așa, n-a fost nicio relație. Pentru că nu ne-am întâlnit, nu aveam tangență prea mult. Ne poți face o comparanță între Gigi Becali și Adrian Mititelu? Ca patroni? Da, nu, Adrian Mitel a fost ca și tatăl meu în fotbal, adică m-a crescut, m-a luat de copil mic, am altă legătură cu Neadi, așa îi spun Neadi. Nu am ce legătură, pentru că cu Neadi Gigi nu prea am stat mult de vă. Neadi am stat, dacă am stat tot în zile, am avut destul de discuții și bune și mai puțin bune, dar nu, e altceva, nu pot să zic că, nu pot să fac nicio comparație, pentru că e altceva. Din punct de vedere al modului în care au condus și conduc cele două cluburi. Da, fiecare are stilul lui și nu pot eu să-mi dau părere acum. Fiecare pe banii lui își conduce clubul cum vrea. Nu, și nu știu eu mult. Fiecare, nu știu eu multe de subțuri. Îți dai seama că am fost decât un simplu jucător și de cum mi-am văzut treaba în teren.